un anunț foarte important pentru voi, abonații mei. Pe 18 septembrie venim într-un oraș din România să filmăm un episod special cu 100 de abonați. Poți fi chiar tu unul dintre ei. Intră pe Instagramul meu și urmărește-mă pentru a vedea în ce oraș o să venim. Ah da, cât pe ce să uit, câștigătorul challenge-ului va merge acasă cu 1000 de euro bani cash. Instagramul meu îl vedeți acum pe ecran, dar și pe primul link din descriere. Urmărește-mă pentru a participa! Salutare, tror, mă numesc Eugen, îl am lângă mine pe Moca, Crispin și Adi, iar astăzi filmăm videoul pe care îl așteptați cu toții de atâta timp, și anume cine iese ultimul de sicriu, partea a treia. Nu pot să cred că la episodul precedent s-au strâns peste 100.000 de like-uri, pe când noi ai cerut doar 80.000. Ne-ați bombardat peste tot cu vrem partea a treia, a fost o nebunie totală. Nu ne-am așteptat că așa de rapid se va strânge acest număr de like-uri. Însă uite că am ajuns să filmăm și partea a treia din această serie de episoade și sper să fie ultima. Totuși, dacă acest video adună peste 100.000 de like-uri, vom filma și partea a patra. Click pe butonul de like pentru a continua această serie. Regulile acestui challenge cred că deja le știți, însă pentru că sunteți mulți abonați noi, pe calea asta vă mulțumim tuturor celor care s-au abonat la canal, iar dacă tu nu ești abonat, apasă acum butonul de subscribe pentru a nu pierde cele mai nebune challenge-uri. Pentru că sunt foarte mulți abonați noi ce se uită la acest video, o să vă explic repede regulile. Trei concurenți vor fi închiși în aceste sicrie. Pe perete avem 28 de foi numerotate cu câte un ingredient secret scris pe verso. 28? Parcă erau doar 22 în primele două părți. Echipa Orange Blue a decis ca ăsta să fie un mic cadou abonaților noștri, deoarece s-au strâns peste 100.000 de like-uri la ultimul video. Știu că vă place să ne vedeți cum suferim, astfel echipa ne-a pregătit doar ingrediente scârboase și neplăcute. Fiecare concurent va alege pe rând o cifră, iar ingredientul scris pe foaie va fi introdus prin această țeavă. Scopul concurenților este să rămână în sicriu până la final sau cât mai mult posibil. Dacă vreți să renunțați, strigați: Bobârnac! Primul care va renunța va fi acoperit din cap până în picioare cu... Ce va fi? Cu miere de albine și pene? A, băieți, dar e lipicioasă! Iar a doilea, Eugen, citește a doilea. Al doilea care va renunța va fi nevoit să-și vopsească părul verde. Ce? Părul meu verde! Data trecută erau niște pedepse mai ușoare. Totuși este partea a treia și pedepsele trebuie să fie pe măsură. Eu personal nu vreau să mă transform în pasăre sau să-mi vopsesc părul verde. Nici eu. Și mai avem aici o regulă bonus. Dacă niciun participant nu va ieși din sicriu, prezentatorul va suporta ambele pedepse. Acum e timpul să vedem cine va fi prezentator. Eugen, vreau să-ți aduc aminte că în episodul precedent ai promis la urmăritorii noștri că vei fi în sicrie. Da. Eu nu vreau, băieți. Eugen, nu e așa cum vrei tu. Băieți, ce cu băieți, acum că Eugen este în sicriu, haideți să alegem prezentatorul. Metoda clasică, o zi. Hai! Orange Blue! Orange Blue! No! Acum bătălia este foarte tensionată, am rămas doar noi doi. Orange Blue! Ha! Da! Eram atât de aproape! Yay! Sunt prezentator! Băieți, dacă Eugen a spus că vor fi ingrediente scârboase, propun să ne schimbăm. Wow, Adi, stă foarte bine! Oh, îmi place, îmi place, așa mai merge! Ține, Eugen, nu mai suntem noi chiar atât de răi! Eu nu doresc să intru primul, vreau cât mai mult timp să fiu la suprafață, să nu fiu în interior. Nici eu nu vreau să intru primul pentru că nu vreau! Băieți, uitați, am o soluție pentru voi. Am aici acest zar, îl veți arunca. Cel care are numărul cel mai mic dintre voi va intra primul în sicriu. Hai, aruncați! Unu, Moca! Și? Nu! Da, din prima cu unu! Măcar trei, mă! Sper să fie un număr mai mare decât unu. Vezi că dacă e egal... Da! De dată! Cinci! O, să-mi fie greu să bat acest record. Nu prea tensionată. Șase, șase! Aproape, șase, aproape, acum că știm ordinea,
Îmi scriu cu voi! Crispin! Ha-ha! Doamne, cât am așteptat să te întreb asta! Care sunt ultimele tale cuvinte? Adem, îmi cer iertare de la tine că am fost cam rău data trecută. Uite, te iert, frate! După ce intri în scriu acolo! Nu! Eugen! Dar ale tale, care sunt ultimele cuvinte? Cu toate că stau de ceva timp aici, o să-ți zic! Vreau ca abonații mei să scrie cât mai multe comentarii ca eu să fiu prezentator în partea a patra. Până atunci eu o să-mi iau dulcea răzbunare. Încă nu am început, dar deja nu-mi place comportamentul lui Adi ca prezentator. Tu nu mi-ai făcut nimic și promit să fiu blând cu tine. Promit? Da. Uite ce blând o să fiu cu tine. Moca, promit să fiu blând pe tot parcursul challenge-ului. Ce e asta? Doamne, ce-mi face plăcere așa ceva. Dar e foarte greu. Nu chiar așa de simplu de ieșit de aici. Of, băieți, ce probleme aveți voi? Ce plăcere, doamne! Ador postul de prezentator. Iar acum, partea mai interesantă. Nu o să fiți încuiați, o să fiți chiar înglopați de vii. Uitați-vă că am ajuns din nou în acest sicriu. Eugen, la tine cât mai mult posibil. Uite, la tine o să fiu puțin mai blând. Glumesc. Așa, băieți, să vedem cine o să fie primul. Doar nu eu. Ala bala Porto, nu vreau de la Moca. Să începem, Moca! De la Cristian trebuie să încep primul. Nu, jocul meu, regulile mele, așa că alege o cifră. Începe de la Moca. Cifra cu care o să deschizi acest joc. 11. 11, să vedem dacă ai noroc sau nu. Să sperăm că nu. Cât de aspru, Adi. Și... e ceva bun, foarte bun. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă foarte bun în dicționarul lui Adi? Ceva delicios. Moca, ți-a căzut ceva extraordinar de bun și de delicios. Uite, o să-ți dau o probă. Nu, dar e rece! E rece? Mă bucur că e rece. Mă gândeam să-l pun la încălzire. Ce are oare acolo? Pe mine mă sperie strigătele pe care le aud. Uite, acum vine unul cu gust de căpșuni. Asta trebuie să fie mult mai lipicios. Imaginează-ți că o să fii lipicios pe tot parcursul challenge-ului. Îmi dau seama că Moca nu a avut un ingredient bun. Este un plus pentru că este dulce, dar în același timp rece. Trebuie să mă decid să las mâna, așa, aici sau nu. Următorul vreau să fie Eugen. Da! Eugen! Da? Zi-mi un număr. Numărul 25. I-a venit rândul lui Eugen și după Eugen sunt eu. Deja mi este frică. 25. Ce e acolo? Să vedem de care. Sper să fie un ingredient ușor și nedureros și nescârbos, nelipicios. Eugen, am venit cu ingredientul tău. Uite, sub foaia era scris capcane. Eugen are capcane. Măi, de alea sunt dureroase. Ca să înțelegeți cât de efective sunt. Sunt capcane de șoareci. Uite, fii gata, îți arunc o probă. Doar că țineți membrele și fața departe de țeavă, ok? Eugen riscă să rămână fără buze, fără urechi, fără nas, fără degete, fără nimica. Doar cu mulți urmăritori. S-a blocat în țeavă! Și acum trebuie să bag degetul. Dar această capcană nu este activată. Trebuie să deblochezi țeava numai decât. Ți-ai prins degetul? Mai ai? O prins? Nu, nu mai am! Sper doar eu să nu-mi prind degetul ăsta. Ce-mi place mie să aud cum alții suferă, este lucrul meu preferat. Drept în față mi-a sărit. Cum se aude? Sunt foarte periculoase. Eugen, sper că ești bine. Partea rea e că sunt toate activate. Că de exemplu această capcană. O să vă fac o demonstrație, ia priviți.
Cum poți să pui un ingredient atât de periculos? Capcane pentru șoareci. Am o întrebare la voi. De ce ați pus atât de multe like-uri la videoul precedent? Cine este ultimul de sicriu? Partea a doua. Acum sunt nevoit să stau în acest sicriu și să sufăr. De ce ați făcut asta? Peste 80.000 de like-uri. Chiar vreți să sufăr? Și eu la fel sunt foarte curios. De unde s-au strâns atât de multe like-uri la partea a doua? 120.000 de like-uri. Asta e... Sper cel puțin că Adi a uitat de mine și o să stau liniștit aici la locușorul meu. Crispin! Da, Adi! Zi-mi un număr, repede! Nu vreau să zic nimic, pleacă! Ție nu ți este suficient că m-ai închis în sicriul ăsta? Nu mi-e suficient, dar dacă nu alegi mai repede un număr, o să aleg eu! Crispin, hai nu te gândi mult! Bine, fie 9! Sub 9 sunt multe ouă! Wow. A, de ce e acolo? Ce a picat lui Crispin? Mi-e frică. Și anume așteptarea asta mă înnebunește. Crispin! Da, te ascult. Vreau să te întreb o chestie. De câte ori trebuie să te speli pe dinți? Cel puțin de 2 ori pe zi. Foarte corect. Tu te-ai spălat astăzi pe dinți? Sigur că da. Cum altfel? Sigur. Da. M-am spălat și dimineața și seara. Eu nu prea te cred, așa că... Ce este asta? Este pastă pentru dinți? Asta s-a închis capacul. Este atât de lipcioasă. Da, știu. Oh. Cât mai multă o stoarcem. Adi, ajunge. Hai, Crispin, spală-ți dinții acum. Crezi că pot să-mi iau adio de la acest tricou? Cât trecem noi la Moca, sper că o să te speli pe dinți, da? Nu vreau să treacă la mine. Nu de mult am primit aur, ce va urma, habar nu am. Cel puțin miroase bine, sau gust nu vreau. Nu-mi place că este extrem de lipicioasă. Încă sunt murdar de pastă de dinți. Moca! Da! Ce face acolo? Ești bine? Zi-mi un număr. Nu știu ce să le iei. 14. Uite, o să facem o chestie, dar asta o să vă uitați voi. Cum asta? Ce arată? Cum arată? Avem nevoie de un borcan, așa un mic tutorial. Foarte, foarte mult ulei. Iarăși ceva lichid. Apă. Apă e ok, dar nu în cantități mari. Și desigur de foarte multe pastile efervescente. Ar trebui să iasă un fel de lava lamp. Asta o să fie foarte interesant pentru voi și foarte oribil pentru mine. Moca, uite, ți-a căzut lava lamp. Știi ce e lava lamp? Ceva lichid? Ceva foarte lichid. Uitați-vă ce frumos arată. Moca, ce ai acolo? Al doilea ingredient și Moca strigă la fel ca la primul. Vreau să văd doar fața lui Moca dinăuntru, dar o să o vedem la sfârșit. Așa că rămâneți să vedem fețele la toți cum o să iasă la sfârșit. Am și aici niște pastile. Eugen! Da? Ești gata? Nu! Știu, alege un număr totuși. 27! Penultimul! Moca încă strigă acolo, iar noi... Wow! Cosmos! Să vedem ce o să fie. Cosmos? Ce poate fi? Meteoriți? Pietre? Din motive de siguranță, adică să nu mă murdăresc, m-am dezbrăcat de sacou, deoarece următorul ingredient este unul foarte, foarte murdar. Asta nu-mi place, Adi. Știi ce ți-a căzut? Ai auzit sau nu? Nu mi-a aruncat, te rog, pietre. Nu e pietre. Nici eu n-am înțeles ce e prima dată, însă, uite, asta e. Ce e asta? Ce e asta? Uite cât e de drăguț! Mai vreau! Mai vrei? Da. Uite! Ține, ține mult! Vrei cosmos? Da! Vreau un cosmos! Toți vrem un... Nu! Ce e asta? Adi, vreau și eu cosmos! Pentru tine nu mai am doar chestiile astea! Dar nu am nevoie de ele! Asta e ca un antistres! Ia priviți cât de bine arată asta! Însă băieții ce nu știu este că acest clipici rămâne peste tot. Adică dacă îmi torn eu pe mână și torn lui Eugen, uitați-vă cum rămâne după. Rămâne ceva sclipitor și frumos, Adi. Îmi plac așa ingrediente. Trebuie este începutul. Crispin? Adi, iarăși tu ai venit la mine. Iarăși eu. Să știi că deja m-ai săturat. Vreau să-mi zici o cifră. Uite, dacă vrei, îți aleg eu în locul tău o cifră. Ce zici? Nu, mai bine aleg eu. Fie numărul 5. Numărul 5. Să vedem ce e sub 5. 5 este... Sper din toată inima că sub numărul 5 se ascunde un ingredient delicios, pentru că mi-este foame. Sau cel puțin ceva care nu este lichid sau scârbos. Uite, Chris!
Crispin că a venit la tine și ți-a căzut grădinița. Sub grădiniță au căzut următoarele obiecte. O rățușcă. Rățușcă. O scoică. Scoică. O greblă. A, stai că ele s-au blocat în țeavă. Însă, cel mai interesant este că... Wow! Jucăriile alea pentru ce sunt folosite ele? Presupun că să te joci cu ele în nisip. În nisip, foarte corect. Doar că cred eu că acolo la tine nu este destul nisip. Oh, no! No, 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 no! Era suficient! Crispin, din păcate mai avem o jucărie la noi aici, această sită. Nu mai trebuie! De data asta o să fie nisip fin, fără pietricele. O să le dau la o parte, sau nu? Le băgăm și astea. Ajunge! Asta nu încape, asta nu încape și ține lopățica să te joci până în final cu ele. Iar noi o să trecem la vecinul. Nu la vecinul, la Moca! Moca! Puțin mai încet, nu poți? Sunt foarte entuziasmat deoarece am ajuns la cea de-a treia parte cu ajutorul vostru, așa că apăsați pe butonul de like să ajungem și la a patra și la a cincea parte. Iar noi trebuie să aflăm o cifră de la tine, Moca. Astăzi, dacă se poate. Astăzi? Da, astăzi. Ce dată e astăzi? 2 septembrie. 2 septembrie. Să fie 2. 2 să fie. Wow, să vedem ce e sub 2. Să vedem dacă Moca îmblă la sală. Ce? Eu nu umblu la sală? Ce ar trebui să umblu? Știți că aceste jucării chiar îmi plac. Mi-aduc aminte de copilăria mea. Bine ați venit în bucătăria lui Adi. Astăzi vom pregăti un shake. Și anume un protein shake. Da, Moca, ai auzit bine? Da, am auzit bine. Kenzim, tu umbli la sală? Nu. Dar mișcare faci? Nu. Nu faci. Stau în sicriu acum. Asta știu. Ok, iar acum hai să preparăm shake-ul tău de proteine. De prima dată avem nevoie de foarte mult pui de ovăz. Iar apoi miez de nucă. Asta cred că o să-ți placă. Așa. Vreau să mănânc. Uite, îți plac bananele. Vrei banane? Cine? Glumesc. Uite aici bananele. Iar acum vine partea interesantă. Cu ce să începem? Eu zic cu asta. Moca! Da? Știi care e cea mai, una dintre cele mai bune surse de proteine? Ouă! Privit! Hai să facem așa. A, dar unul nu s-o spart! Unul nu s-o spart! Nu s-o spart? Uite că îl sparg eu acum pentru tine. Pregătim cea mai bună omletă aici, glumesc. Eu sunt cel mai ud până acum. Deci până acum am avut parte de puțin noroc. Nu știu ce urmează în continuare, ce-i drept. Dar după strigătele băieților pe care le-am auzit, cred că ei au avut mult mai tare de suferit. Nu-ți lipsește nimic pe acolo? Cum îți pare shake-ul tău de proteine până acum? Mai urmează ceva? Nu, am terminat cu totul, Moca. Ok, credeam. Uitați-vă la ăsta. Ăsta-i pastele uisat. Toată camera e plină de lapte. Trebuie să o știer. Voi sunteți nebuni. Uitați-vă ce am eu aici. Mă declar cel mai nenorocos participant până acum. Eugen. Da? A venit rândul tău. Alege-mi un număr. Numărul 4. Să sperăm că o să fie foarte multă suferință. E un scop de-al nostru, să vedem ce o să fie. Ce e acolo? Ăsta e un scop de-al nostru. Eugen, care e cel mai mare scop al canalului nostru? Cel mai mare scop? Acum, la moment. La moment e să facem cât mai curând 1.000.000 de abonați. Da, 1.000.000 de abonați. Dar pentru asta avem nevoie de... De? Subscribe, Eugen. Cum să nu știi niște lucruri atât de elementare? De subscribe. Ce e asta? Butoane de subscribe? Da, butoane de subscribe, doar că sunt roșii. Iar chestia asta
se poate de rezolvat doar într-un singur fel. Apăsați pe butonul de subscribe chiar acum, să nu fie roșu, să fie gri. Așa că apăsați, chiar acum. Da, chiar acum apăsați pe butonul de subscribe, chiar acum. Iar deoarece noi suntem 800.000, aici sunt 200.000 de butoane de subscribe. Ce? Ține, 200.000? Ai ce face până la sfârșitul challenge-ului, să apeși pe toate 200.000. 200.000 de butoane. Ia priviți aici cât de multe butoane am. Dar există o problemă, toate butoanele sunt roșii. 200.000 de butoane, vă închipuiți în același timp 200.000 de persoane să apese pe butonul de subscribe. Să sperăm că așa o să fie și la canal după acest video, așa că apăsați mai decât pe butonul de subscribe. Acest video să rupă pur și simplu toate topurile din România. Apăsați numai decât pe butonul de subscribe. Crispin! Da, Adi! Zi-mi un număr, te rog frumos. Stai, până să zic un număr, vreau să mă laud că am construit un castel de nisip. Ai construit un castel de nisip deja? Da! N-am construit nimic. Ce ingenios mai ești. Hai, zi-mi acum un număr. Oh, să zic un număr să pleci mai rapid, da? Da. Bine, fie numărul 7. 7? Da! Și să vedem împreună care e. Ce? Scară de bloc? Nu, serios, eu nu înțeleg din numerele astea ce obiecte sunt. E ceva bun, sunt sigur că e ceva bun. Crispin? Da, Adi? Uite, am o întrebare pentru tine. Tu trăiești la bloc sau la casă pe pământ? La bloc, desigur. La bloc? Da. Bine, uite, în fața blocului, cred că ai mereu niște persoane care mănâncă semințe de floarea soarelui și aruncă toate resturile pe jos. Da, sigur că sunt. Cred că la fiecare bloc există această problemă. Păi uite, echipa Orange Blue a fost la un bloc, a strâns foarte multă coajă de floarea soarelui și ți-a dat-o ție. A fost la un bloc? Da. Crispin! Eu credeam că este doar semințe de floarea soarelui și am început să o mănânc. Apropo, posibil asta să fie cu salivă deja, așa că... Aaaa, și eu am mâncat deja una. Ai mâncat una? Îmi pare rău pentru tine. Hai să trecem mai departe. Coși de semințe de floarea soarelui cu salivă. Moca! Da! Zi-mi, te rog, un număr, ca să suferi cât mai mult. Hai zi. Trebuie să-mi zici deoarece trebuie să suferi, adică să terminăm mai repede challenge-ul. Mă, damn! Nu mai vreau să zic niciun număr. Dar dacă ies, care este provocarea? Îți reamintesc care este provocarea. Provocarea este să-i sturnăm miere peste tot corpul și să te umplem cu pene. Practic vei fi un pui dulce. Iar a doua provocare, să-și vopsească părul în verde. Nu vreau nicio provocare. Dar dacă nimeni nu o să renunțe, Adi o să trebuiască să facă ambele provocări. Aleg cifra 18. Așa, uitați-vă care e. Cineva zicea că cuvintele nu se aud. Uite, propoziția asta s-a auzit. Un pahar cu jin și o pleșințică. Nu? Nu-ți place cânticul ăsta? Mie este atât de foame, că deja sunt pregătit să mănânc aceste semințe de floarea soarelui, indiferent că sunt cu salivă, nu mă gândesc la asta. Moca, care e cântecul tău moldovenesc preferat? Trandafir de la Moldova. Echipei Orange Blue îi place cântecul Un pahar de gin și o pleșințică. Practic... O plăcințică este. Îți place, da? Plăcinta cu brânză, da? Îmi dau seama ce urmează. Ce urmează după? Păi ca la orice moldovean, după ce a mâncat plăcinta, ca să se ducă mai bine... Dar eu nu am mâncat-o! N-ai mâncat-o? Nu! Păi acum sunt sigur că o vei mânca, așa că fii gata. Cât mai mult! Să nu se termine, să nu se termine! Moca atât de tare a strigat din cauza vinului și a plăcintei. De exemplu, acum aș fi foarte fericit dacă aș avea un pahar de vin și o plăcințică. Cel mai fericit om pe pământ, probabil. Ador sunetul ăsta suferinței. Doamne, vă rog, apăsați pe butonul de like să continuăm cu această serie, deoarece la câte ingrediente nebune s-au gândit echipa Orange Blue. Imaginați-vă ce o să fie în următoarele părți. Asta o să fie o nebunie totală, așa că apăsați numai decât pe butonul de like, iar noi trecem mai departe. Eugen, da? Ai reușit să apeși pe toate cele 200.000 de butoane de subscribe? E imposibil! Nu? Dar fanii noștri sper că da. Numărul 2! Nu e 2! Nu e 2?
numărul 9! Adi, să înțeleg că jocul e spre final? Nu e spre final, Eugen, crede-mă. Aveți mai mult de jumate din cifre, așa că zi mai departe. Numărul 24? Este. Ăsta l-ai nimerit de data asta. Mi-e interesant ce e. Mi-a intrat vin în chiloți. Doar pe canalul Orange Blue se întâmplă atât de multe chestii neobișnuite și imprevizibile. Așa, Eugen! Să știi că până la momentul de față îmi place ce ingrediente mi-a căzut. Și o să-ți placă și ăsta. N-am înțeles. Ce e acolo? Conservă? Conservă? Sper să nu fie din pește! Nu e din pește. Hai că ți-am pregătit toate. Fii atent! Nu e conservă, Eugen. Ce-i? Da, Eugen. Da, Eugen, așa, suferă, suferă, duce răzbunare. Da, oprește-te, bine că la mine nimeni nu s-a oprit. Știu că e rece, special n-am încălzit-o. Observați cât de rău este Adi. Nu mai vreau să fie el prezentator, vreau să fiu eu prezentator în partea 4. La care am ocupație aici? Nu stau degeaba. Așa cum unde să pun mâna? Tot lichidul se duce la spate! Crispin! Adi, ce-a avut Eugen de strigă atât de tare? Ce-a avut, a avut mazăre. Doar că cu tot cu apă și ținută la frigider. Pe lângă faptul că mazărea este foarte rece și urât mirositoare, pot să mă calmez. Ia priviți aici. Le pot folosi ca un antistres, ca un pupit. Sau să le strivesc în mână. Trei borcane, apropo. Bine, Adi, vreau să spun că pare bine că tu îmi dai niște ingrediente așa, ușurele. A, sunt ușurele? Până când da. Să vă zic așa, ați avut noroc, deoarece echipa Orange Blue mi-a zis că sunt niște ingrediente foarte, foarte, foarte dezgustătoare următoarele. Așa că, hai, lege un număr. Atunci să cred că au rămas cele mai rele acum. Ok, atunci fie numărul 23. Este 23, uite că Crispy le îngerește, eu ce nu le îngerește. Sper să fie ceva normal. Ce e sub 20? Asta a durut, a durut fix aici și pe voi la fel. Hai să vedem. Așa, Crispin, îmi pare rău. Și ce ți-a căzut? Ți-a căzut back to school. Crispin, în ce lună suntem acum? În septembrie. În septembrie, iar nu de mult ce dată a fost? 1. Și ce face lumea din 1 septembrie? Păi, unii elevi se întorc la școală. Wow! Iar pentru a te duce la școală, ai nevoie de rechizite. Corect, corect. Uite, aici ai radieră. Radieră. Lui Crispin i-a căzut radieră. Cu ce am greșit eu în viața asta? Dar mie îmi plac. Eu când mă uit la chestiile astea, pe mine mă doare sufletul, serios. Mi-aduc aminte de prima zi de școală, când cumpăram rechizite și trebuia să mă duc cu mama la școală. Uitați-vă ce steluri drăguțe mi-a dat Adi. Wow, cât de caiete, Adi, chiar îți mulțumesc. Fii atent că ăsta e ascuțit. De ele nu am nevoie pentru că mie nu-mi place matematica. Wow! Matematica nu-mi place, eu urăsc matematica. La Crispin, apropo, a fost foarte safe, însă sper că echipa Orange Blue a pregătit niște ingrediente foarte îngrozitoare pentru cealaltă jumate a episodului. Hai să vedem. Scriți în comentarii dacă ați dorit să reveniți la școală sau nu. Eu, de exemplu, acum nu m-aș întoarce la școală niciodată. Nu vreau la școală, nu-mi place școala, nu e pentru mine. Moca! Adi! Zi-mi un număr! În fiecare episod aleg numărul 13. Hai să vedem ce se află sub el acum. Hai să vedem, poate pentru Moca e un număr cu noroc. Cine știe? Moca, e ziua ta cumva? Acum e ziua de naștere! E ziua lui Moca? Ziua mea e pe 13, nu e acum. Nu? Păcat! La... Ce? Ce? Nu știu acum e ziua de naștere, dar la mulți ani. Mulți ani trăiască! Ce-a fost asta? Nu știu acum e ziua de naștere, dar la mulți ani. Mulți ani trăiască. La mulți ani trăiască. La mulți ani. Știu că nu e ziua ta, Smoca, însă sigur e a unuia dintre voi care vă uitați la acest video. Așa că dacă e ziua voastră, scriți în secțiunea de comentarii, iar noi o să vă felicităm. Iar acum să trecem la Moca. Moca, vreau să te rog întâi de toate să-ți stupi fața, să-ți ții membrele cât mai departe de țeavă și să fii gata. Nu! Nu! Nu!
Sunt confeti, Moca! Fii gata că mai vine unul! 3, 2, 1! Mă simt ca la rachetă! Oh! Eugen, hai că am venit la tine din nou! Ce numere au mai rămas? Foarte multe! Tu zi-mi, dacă nu ghicești, trece mai departe! 19! Este! Sper să fie ceva safe! Bietele mele urechi, nu mai aud absolut nimic! Altfel, altfel, simțiți valoarea, da? Eugen, ai fost anul ăsta la mare? Nu! O să te simți imediat ca la mare. Păi ce îmi dai, nisip, scoici, mult soare? Ce se aude? Ce faci? Ce-i cu sunetul ăsta? Eugen, ești înșurubat? Eugen, ești gata? De ce să fiu gata? Ți-a căzut pina colada, o băutură ce se bea de obicei la mare, pe plajă, foarte frumos. Tu o să beai în sicriu. E cu alcool? Nu, nu e cu alcool. E lapte de nucă de cocos. Ai, mi-a intrat în ochi! Tu ții capul aproape de țeavă? Eugen, da. Fii gata. De ce? Asta a odurut. Cum poți să arunci o nucă de cocos? Păi, acum, cine e nebun? Echipa Orange Blue sau adică a aruncat chestia asta pe țeavă la mine pe piept? Zi mersi că nu ți-a căzut în cap. Crispin! Da, Adi? Ții minte când ți-ai bătut joc în cea de-a doua parte? Da, a fost minunat atunci! A fost minunat? Uite, așa mă simt și eu acum. Așa că alege un număr chiar acum să te văd și pe tine suferind. Ah, știu că-ți place răzbunarea, dar eu nu mă las bătut. 12! Răzbunare, dar cred că numai eu sunt cel mai răzbunat. Crede-mă că provocarea de la final posibil să fie mult mai simplă decât ce o să fie pe foile astea. Ce aici? Adică, ce aici? Ho-ho-ho, stai să vedeți acum, haideți! Te rog să vezi ceva bun, Mai avem o idee genială ce sunt sigur că o să vă placă. Ce ziceți dacă aducem în partea a patra un invitat special și anume un YouTuber? Scriți în secțiunea de comentarii pe cine vreți să-l vedeți în sicrie. Dar nu înainte să scriți Eugen prezentator! Crispin, uite, vreau să te întreb, ai cumva surori, prietene, fete? Păi da, am o soră mai mică. Cred că chestiile astea o să-ți fie foarte cunoscute. Ce e asta? Asta e cosmetică? Da, e cosmetică. Adi, tu cumva nu ai încurcat adresele? Mie mi se pare că această cosmetică era pentru prietena ta. Nu e doar cosmetică, Crispin. Ai și o provocare. Provocarea este să te machiezi. Practic, până la sfârșitul jocului să stai machiat. Păi eu nu pot să mă machiez, n-am făcut asta niciodată în viața mea. Păi ce machiaj vrei tu? Ai libera decizie. Să mă machiez în cineva... Moca! Ești acolo? Iaghiști, sunt aici sau nu? Hai că ești acolo, zi-mi un număr. Nu știu, 6? 6? Până acum ingredientele au fost așa și așa. Știți desenul ăsta animat? Vreau să văd numai decât ce e aici. Am primit de la echipa Orange Blue această paletă, două creioane, chestia asta, care am văzut că fetele se dau cu ea pe față, dar nu am idee pentru ce. Și am provocare să mă machiez într-un personaj. În cine aș putea eu să mă machiez? Din păcate, nu era caca de papagal, doar că e altceva. Mâncare de papagal. Moca, care e animalul tău de companie preferat? Adi, tu ești! Ok. Trecând peste această glumă, cum o să trec și eu cu toate ingredientele astea peste Moca... Chestia la mâncarea de papagal este că pute. Miroase foarte oribil. Eugen! Da! Zi-mi un număr. Ce numere mai sunt? 1, 3, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 8! Vreau 8! Bună dimineața, viața mea, te aștept la o cafea. Bună dimineața? Adi, e seara! E miez de noapte! Care bună dimineața? Eugen, ce mănânci tu de obicei dimineața? Nu mănânc nimic. Nu mănânci nimic? Nu. Dar ce bei? Cafea, ceai. Cafea, uite aici cafea. Ai! În sfârșit, da! În sfârșit!
și e ceva lichid și la voi. De obicei cafeaua e caldă sau fierbinte, dar asta e rece ca gheața. Mie tot îmi place cafeaua, doar că îmi place să o mai beau cu ceva pe deasupra. E frișcă! Și e ca un desert. Doamne, cum arată asta. E mucegăit. Ce e acolo? Am și desert. Da, și desert. Nu vreau. Desert mucegăit, nici nu vreau să pun mâna pe ea. Uite, hai că-ți vine așa. Savurează acest mic dejun, că noi o să trecem mai departe. De ce miroase atât de urât? Hai priviți și voi cum văd eu totul în acest moment. De obicei gogoașele sunt moi, dar asta este tare, tare ca piatra. Apropo, cine din voi are papagai? Eu, de exemplu, când eram mic, am avut 12. Pur și simplu ei mureau unul după altul. Foarte des zburau din casă sau uitam să-i hrănesc. Continuând această rubrică în care eu mă răzbun pe concurenți, Crispin! Ce frumusețe, uitați-vă ce frumusețe sunt. El comentează ceva acolo, face un show, mi se pare că paralel cu toate astea, de machiaj. Crispin! Da, Adi? Deoarece nu vrei să asculti prezentatorul, o să-ți dăm o pedeapsă de data asta. Adi. Trebuie să alegi două numere de data asta. O să-ți mai pun un număr, alege două numere. Acum, 3 și încă 1. 28. 3 și 28. Să vedeți ce e la 3. 3-ul. O să aruncăm o foarfică. Și 28. Îmi pare rău de tine, Crispin. Mi se pare că o să fie acoperit. Dar ce am? Uitați-vă ce e aici. Crispin, vreau să-ți spun că nu ai foarte mult noroc. Știi ce s-a căzut? Prima dată, primul ingredient este căcățel de capră. Stați, am auzit bine? Căcățel de capră? Căcățel de capră? Nu pot să cred. Eu sper că tu glumești. Arată foarte îngrozitor. O să-ți introduc mai întâi căcățelul. Așa de mult, noi! Iar acum o să-ți spun, apropie-te să spun un secret. Da. Voi nu o să auziți asta. Bine, nu știu. Asta e capă și acum. Sigur. Asta e sigur, da? Uite, nu apăsați cu butonul de like, deoarece cine... E Nesquik! Da. E foarte bun căcățelul ăsta de capră, așa-i? Voi chiar ați crezut că e căcățel de capră? Uite, nu apăsați pe butonul de like, deoarece cine știe, poate chiar o să pună echipa Orange Blue căcățel de capră. Mai bine cu Nesquik. Da, seamănă foarte tare. E foarte bun. Doar că nu uita că... nu uita că ai mai ales un ingredient. Iar ingredientul ăsta e... Uite, o să vezi singur. Fii gata. Ce e asta? Două ingrediente deodată? Asta e păr de om! Și e păr de om adevărat, adică e... Ce? Adică? Voi glumiți? Crispin! Crispin! Echipa Orange Blue mai ce mi-a zis că părul ăsta nu e de pe cap. De pe ce atunci? Ghicește singur. Eu nici nu vreau să mă gândesc de unde echipa Orange Blue a găsit acest păr. Am pus mâna pe el. Sper că nu l-ai pus în gură. Mi-a intrat păr și în gură. Hai să trecem mai departe. Moca! Da, eu mănânc sâmburi și alune. Moca, știi că chestiile alea nu sunt bune, adică sunt pentru papagai. Pentru tine nu sunt ok. Ba nu, eu am mâncat foarte multe alune până acum. Poate nu-i ieșit din scriul ăla. Hai zi-mi un număr. 21. Hai să vedem ce e la 21. Nu. Nu cred că e... Ce nu cred? Eu deja cred în totul. Mi-au mai rămas... Da, e controlat ochii. Ochii la Joker sunt foarte pronunțați. Minunat! Moca, vrei să gust? Ce să gust? Vrei mă să gust sau nu? Ce să gust? Că am gustat alunii până acum. Vrei mă să gust sau nu? Tu glumești acum sau ce faci? Ce să gust? Zi, vrei sau nu să gust? Sunt 2 la 15 lei. Zi mă, vrei să gust? Adi, ce să gust? Zi mă, vrei să gust? Bă! Zi doar dacă vrei să gust. Da, hai tu vreau. Păi dacă vrei, ține. Cred că v-ați dat seama deja ce e asta. E țuică. Țuică? Cum miroase. Am inhalat și vin și țuică și de toate. Nu înțeleg de unde s-au luat fraza asta. Vrei să mă guști?
ceva, e ceva ce eu nu știu. Mai bine eu eram prezentator. Ce sunet se aude din sicriul lui Crispin? Eugen! Da! Vrei să gust? Ce să gust? Zi un număr. Un număr 16. 16. Hai să vedem ce e sub 16. Ce-i? Oh. Oh. Asta e ceva interesant, la sigur. Când Adi zice că e ceva interesant, ce trebuie să mă gândesc? Că e ceva interesant pentru el sau pentru mine? Pentru tine am pregătit un mini-joc, adică un mini-game. Uite, avem aici 4 baloane. Fiecare balon o să fie numerotat. 1, 2, 3 și 4. Acum, Eugen. Da! O să-ți introduc prin țeavă această scobitoare. Așa. Pe care o să trebuiască să o ții cu vârful ascuțit deasupra țevii. Stai, ce să fac? Ca obiectele să cadă fix pe el. Care obiecte? Trebuie să alegi un număr de la 1 la 4. Păi am ales 16. 16, acum trebuie să mai alegi un număr de la 1 la 4. 2. Așa, ai ales cifra 2. Să vedem dacă ești norocos sau nu. Ai! Ai! Dreptă ochi! Păi trebuie să închizi ochii mereu. Închide și gura, Eugen. Închide și gura. Din păcate o să mai fii nevoit să mai legi o cifră. Dar ce a fost? Ce a fost plină? Dreptul ochii mi-a zburat. 1, 3 și 4. 1! Fie 1, ține scobitoarea. Să închid ochii, da? 3, 2, 1 și... Nu s-a spart din păcate, așa cum se produce în următoare. S-a spart, asta gata! Aaa, ce e asta, ulei? Ca să înțelegeți, unul a fost cu borș acru, unul a fost cu ulei, unul cu frișcă și asta e cu spumă de ras, cred. Mai ține unul, dacă nu o spargi. Sunt curios cu ce sunt pline. Ce e asta? Ce e asta? Ce e asta? Crispin! Aici nu mai este niciun Crispin. Este Joker! De data asta te rog să fii cât mai operativ, să nu-ți mai dau încă două ingrediente. Hai! Ce e asta, Crispin? Ce ai făcut acolo? Se frică de Joker, da? Doamne, cum arăți! Cum arată, Crispin? Alege, te rog, un număr! Da, Joker nu se teme de nimeni, așa că să fie 22! Serios? Cum vei se pare machiajul meu de Joker? Doar spuneți că nu vă place. Doar încercați să spuneți că nu vă place. Este perfect. Și mai am aici un balon pe care o să-l sparg jos, pentru că mi-e frică să nu-mi sară pe față. Oh, de ce am făcut asta? Ho, 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 cu anul nou! Anul nou? Anul nou e departe, Adi, care anul nou? Jokere, hai că am venit la tine de data asta cu ceva foarte, foarte interesant. Ce ai acolo, zi? Chiar dacă mă simt oribil, nu o să renunț. Vreau ca nici Crispin și nici Moca să nu renunțe, ca Adi să facă ambele provocări. Băieți, să nu renunțați! Nu renunțăm! Niciodată! Moca! Moca! Da! Să nu renunți! Ca Adi să facă ambele provocări! A, dar eu am uitat că dacă noi nu renunțăm, Adi face ambele provocări. Hei, nu o să renunțați! O să renunțați, băieți, să vedeți! Vreau să-l văd pe Adi cu părul verde cât mai curând posibil! Uitați-vă ce aici! Ce e acolo, Adi? Ți-a căzut zăpadă în septembrie! Wow, ce frumos! De ce așa de multă? Mi se umple sicriul! Să știi tu că și în afară încă mai este! Bravo! Bravo! Wow, cum se simte! Adi, ajunge! Nu mai este spațiu pe aici! Nu mai este spațiu? Parcă este zăpadă! Ce bun! Wow! Încă? Eu mă mir cum de nu s-a umplut deja tot acolo. Te acoperă și capul în curând! Nu uita! Cuvântul este bobârnac! Niciodată! Zi-l, Crispin, acum! Adi, ai milă de Crispin! Ah!
Mai ai încă jumate de sac. Vedeți că m-a stupat țeava cu mâna? Și acest fulgenea deja nu mai intră la mine. Dragi urmăritori, eu cred că mi-au adio de la voi. După câte vedeți, Adi umple acest sicriu cu biluțele astea. Mă duc la fund. Doamne, ce-mi place postul de prezentator. Vă mulțumesc că ați apăsat pe butonul de like. E rândul tău. Care sunt cifrele rămase? 1, 15, 10, 17, 20 și 26. 17 este? 17. Oh, asta e rău. Asta... Ce? Nu cred. Uitați-vă ce scrie aici. Nu. Vreau să văd. Pot să fac acum un îngeraș? Fii atent că arunc un bulgăre de zăpadă în tine. Wow! Pălzea! Băieți, aici era sub foaie. Pedeapsă pentru prezentator. Da! Ei, da! Wow! Iar pedeapsa sună în felul următor. Prezentatorul este nevoit să-și toarne făină în cap, apoi deasupra țevii sicriului să scuture părul. Practic ție ți-a căzut cuvântul mătreață. Echipa Orange Blue, îmi place ce faci. Avem aici, uitați-vă, mătreața noastră, de care acum desigur că trebuie să ne pun în cap. Mulțumesc echipa Orange Blue pentru că mi-ați dat pedepse deja și la prezentator. Acum să trecem la Moca. Moca, ești gata? Da, nu mai trebuie să filmez globul. Așa puțin? Puțin? O, Moca! Dacă asta e puțin... Nu, de ce am spus puțin? Nu, este foarte... Nu! Nu trebuie să respir. Nu trebuie să respir. Gata, ai scăpat. Sunt total. Bună seara! Crispy nu mai este! Crispy n-a dispărut! Of, ce rău îmi pare că mi-a rămas doar 5 cifre pe acest perete! Doamne, peretele suferinței, practic! Eugen, e rândul tău! Alege un număr și să fie cât mai îngrozitor! 20! 20? Da! Poți să-mi spui de ce ai ales 20? Păi, îmi place 20! Place 20! Hai să vedem dacă o să-ți placă și... ingredientul de sub 20. Barca lui Noe? Ce e acolo, Adi? O barcă ce o să introducă? Hai să vedem. No! Nu! Să vedeți acum ce a adus echipa Orange Blue. Băi, stai! Haideți să vedeți! Avem aici aceste două butoaie pe care echipa Orange Blue ni le-a pregătit. Sunt pline cu apă. Și da, arca lui Noe înseamnă că la sicriul Eugen o să fie toate aceste butoaie. Și dacă observați, aceste butoaie au volumul mult mai mare decât sicriul lui Eugen. Eugen, îmi pare foarte rău de tine, deoarece echipa Orange Blue s-au întrecut pe ei însuși. Adică? Uite, Eugen, ai aici un furtun, te rog să-l iei. Așa? Și îl pui unde vrei tu. Ce să fac cu el? Fii gata, Eugen, deoarece sunt sigur că o să ieși după acest. Nu o să ies! Furtun, țeava, se pare foarte interesant acest moment. Eugen, ești gata? 3, 2, 1, să înceapă magia. Aaaa! Opreasă! Vibrează absolut totul! Da, băieți, da! Toate aceste butoaie cu apă, uitați-vă cum se duce apa, cât de repede se duce! Adi, oprește, ce e asta? Eugen, ești bine? Eugen! Aaaa! E rece apă, opriți-o! Nu o să opresc, Eugen! Eugen! Bă, ce se întâmplă? O să-l omorât! E imposibil să stai în sicriu cu atâta apă! Crispin, îl auzi pe Eugen cum țipă? Uite, la tine e umplut tot cu polistiren, la el e cu apă. Adi, fie-ți milă de Eugen! Sper că n-o să nece. Hai zi-mi un număr, repede! Băi, e multă apă, băieți! E la infinit, Eugen! Zi-mi repede un număr!
F10. Iar la 10 este... Ou. Ou. Sărmanul Eugen. E foarte rece, nu o să rezist! Eu n-am idee ce se va întâmpla. Eugen, fii tare, fii tare, fii tare. A, dacă vrei, poți să ieși. Și eu voi câștiga. Aaa, nu mai rezist! Ce? Nu mai rezist! Mai zi cuvântul! E rece și multă apă, paper rock! Eugen a pierdut! Eugen, ce ai, Eugen? Deschide-ți ușa! Hai că te deschide! Nu privesc nicio parte bună! Să-mi dea cineva un prosop! În așa caz, dacă apa era într-adevăr până la gât, îl înțeleg pe Eugen. Crisper, știi ce s-a căzut? Ce? Pampers. Pampers? Pampers cu caca sau Pampers care miroase bine și este nou? Sper că nu e folosit! Păi uite, îți introduc doar unul și vezi singur deja dacă e folosit sau nu. Sper din toată inima că nu este folosit, pentru că nu știu ce fac atunci. E folosit sau nu? Tu vrei încă eu să-l trag, da? Nu știu dacă este un scutec folosit sau... Parcă nu miroase a nimic. Are cățel de capră înăuntru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Și încă unul! Și încă, și încă ajung, Adi! Uite câte scutece îmi dă... Moca! Da! Uite, au mai rămas încă 3 cifre. Eugen a ieșit. Suntem aproape la final. Zi-mi un număr între 1, 15 și 26. 1, 15, 1. Uite, nu vă arăt ce e scris, doar uitați-vă aici. Eu știu că Moca o să iasă. Nu, nici într-un caz nu o să-mi vopsesc părul în verde. Iar acum invităm în scenă pe câștigătorul nostru. Da, ia priviți ce avem aici. Uitați-vă. Sunt foarte, foarte mari. Vreau să-i faci. Sunt sigur că Moca o să fie cu părul verde. Fii gata, deoarece știu la sigur că vei pierde. 3, 2, 1. Ce se aude? Ce-mi place! Ia ce-mi place când cineva strigă! Picioarele mele! Moca, cuvântul este bobârnac! Bobârnac, Moca, bobârnac! Ce se întâmplă? De ce țâmpă așa de mult? Pleacă, de ce sunteți pe picioarele mele? De ce sunt? Crispin! Da, Adi! Un număr, repede! 15 și 26! Fie 15! 15! Uite ce repede a ales! Mai sunt două numere, înseamnă că ăsta este pentru mine și următorul 15. Pentru Moca. Doamne, cum se aude la Moca! Wow, e ceva nou! Băi, are de spat, Moca, deja mă sperie. Adi, zi, care treaba, ce ai acolo? Ți-a căzut sub această foaie numele unui personaj faimos din echipa Orange Blue, și anume meșterul Manole. Așa. Auzi sunetul ăsta, da? Peste mână. Puțină apă. Asta a durut. Gata, nu mai bag mâna acolo. Mi-a căzut peste față unul. Tare ce a fost! Eu cred că acești gândaci s-au speriat de mine mai tare decât eu de Dăvș. Mă scuzați.
De fapt, nu suntem voi atât de strașnici. Eu propun să fim prieteni. Haideți să fim prieteni. Și în același timp, haideți să terminăm acest video cât mai repede. Oh. Hai să trecem la Moca cu ultimul număr. Moca! Da. Uite, îți zic, dacă vrei să ieși cumva, trebuie să zici cuvântul Bobărnac. Nu ies, care este ultima cifră? Ultimul număr este 26. Ieși, Moca! Moca, ieși! Îl alegi, da? Nu ieși. Hai să vedem ce e sub 26. Moca, trebuie să ieși numai decât. Ăsta e mai rău decât gândacii. Nu am idee ce ești, dar... E mai rău decât gândaci, ești sau nu? Nu. Bine, nu ești, nu ești. Sunt curios ce-i cade lui Moca. Moca, uite, ți-a căzut Constanța. Iar un personaj de pe plaja din Constanța este desigur omul care vinde păpușoi fierbi. Păpușoi, porumb, ziceți-i cum vreți voi. Echipa Orange Bloom mereu au și ceva la mijloc. Porumb fiert împreună cu, nu știu, o căldare de apă, să vreți să spunem. Wow! Mă doare burta! Te doare burta? Hai că am terminat cu tine! Super! Vreau să ies! Super! No! Asta e apă de la porumb. Știi, mie mi se pare că porumbul ăla de acolo nu are gust. Vreau să ies! Vrei să ieși? Uite, o să ieși după ce îți introduc asta. Nu! Sare! Da! Este ultimul ingredient ce am câștigat! Gata! 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 Ura! Crispian, ai câștigat și tu! Hai băieți, ieșiți! Am câștigat! Acum puteți să ieșiți! Ne-am luat dulcea răzbunare! Doamne, cum arată asta! Hai să vedem și la timp! Știi, e ca coletul ăla care îți vine, știi, e foarte fragil. Am câștigat, da, nu pot să cred. Ce băieți, v-a plăcut acest challenge sau nu? Mie unul da. Nu. Uite la Moca, e cu dolar. Nu mai, nu mai vreau. Băieți, vreau să vă reamintesc o chestie. Cineva totuși a pierdut acest challenge, iar acela este Eugen, pe care... Da. Băieți! Voi ați fi rezistat la așa ceva? Este plin cu apă. Și apa nu înceta să se oprească. Doamne ferește! Apă e foarte multă mare. Apă aici! Practic, acum Eugen o să trebuiască să se transforme într-un pui. Adică, acoperit cu miere și cu peni. Go! Da, go! Hai go! 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 Hai să facem! Yeah! Pastă de dinți. Ah, da. Băieți! Uitați-vă aici, am pentru voi un cadou, miere. Și eu sunt victima. Da, tu ești victima. Dar nu pot! Hai să te învăț un life hack. Eugen, tu ai meritat. Aha, life hack. Dar e bună mierea. Știu. Acoperit-o pe Eugen. Hai. Nu vreau să-mi închipui cum e asta. Oh my god. Mai e rece. Pe cap, pe tot corpul. Pe tot corpul. Da. De ce eu? De ce eu, băieți? Pentru că ai pierdut, Eugen. Nu trebuia să zici Bobărnac. Ei! Da. Singur ai ales să pierzi. Te-ai impus nimeni. Unde sunt penele? Așa. Hai! Stai din față. Eugen! Ce puișor! Eu cred că ajunge! Acum fă ca pui. Fă tu ca puiul! Fă ca curcanul! Eu zic că ajunge, nu? Eugen, data viitoare când o să vrei să pierzi, să te gândești la asta. Sper că v-a plăcut episodul de azi. Nu uitați că pe 18 septembrie venim într-un oraș
din România să filmăm un episod cu abonații noștri. Urmărește-mă pe Instagram pentru mai multe detalii. Dacă doriți și partea a patra, strângem la acest video 100.000 de like-uri și apăsați pe butonul de subscribe. Și nu uitați că în partea a patra o să avem un invitat special. Scriți în secțiunea de comentarii ce youtuber să aducem și să băgăm în sicrie. Cu voi a fost Eugen, Moca, Crispin și Adi. Ne revedem foarte curând. În urma acestui video, wow, niciun gândac nu a fost rănit. După cum vedeți, îi prindem pe toți și băgăm înapoi. Și o să-i spălăm, o să-i spălăm de tot ce au... Apropo, gândacii ăștia rezistă, adică, la cele mai înfricoșătoare calamități naturale, așa că e tot ok. Au un gândac aici! Pe spate!